Salutare tuturor, bine v-am regăsit! Eu sunt Daniel, fondatorul editurii iBlock.ro, editură care traduce cele mai bune cărți despre Bitcoin și cripto din limba engleză în limba română și le publică pentru audiența din România. Astăzi vreau să discut despre un subiect foarte interesant referitor la simulări, la hiperrealitate, la cum Informația poate fi distorsionată și poate să ne bage pe noi în eroare fără să ne dăm seama și toate astea le leg de Bitcoin și piața de criptomonede. Scopul educației este înaintarea în cunoaștere și distingerea adevărului, spune John F. Kennedy. Cu cât procesul de a te educa personal, eu așa l văd, este o călătorie în a descoperi adevărul. Adică atunci când descoperi o informație pe internet, ar trebui să continui să mai sapi, să vezi dacă este reală. Dacă este reală și ceva în mintea ta ți se pare contraintuitiv, ar trebui să mai sapi încă un pic, să vezi pe ce bază este acea informație reală și așa mai departe. Tot acest proces presupune un efort din partea, din partea ta. Dar în realitate ar trebui ca educația să fie un, o unealtă de a te ajuta pe tine să distingi ficțiunea de realitate, uh, minciuna de realitate, de adevăr și așa mai departe. Puterea unei persoane este dată de cantitatea de adevăr pe care o poate îndura. Nu știu de unde am văzut acest uh, citat, dar mi se pare extrem de valid. Cu cât ești conștient de adevăr, cauți. Să afli adevărul și nu îți folosești rațiunea și inteligența să-ți acoperi, să, să te minți pe tine uh, pentru a da la o parte, cu atât ai șanse să îți faci o viață mai bună. Calitatea vieții noastre este dată de întrebările pe care calitatea întrebărilor pe care ni le adresăm. Un alt citat foarte interesant. Adevărul presupune uneori rănirea sentimentelor. De ce mai multe ori presupune rănirea sentimentelor. De aceea, nu o să vedeți un influencer care crește extrem de mult uh, spunând adevărul. De ce mai multe ori totul funcționează în mediul social media, YouTube și așa mai departe. Uh, autori, creatorii de conținut, conținut sunt motivați incentivizați să creeze conținut pe baza nevoilor emoționale ale audienței lor, nu pe baza adevărului. Dacă vii cu adevărul și nu satisface o nevoie emoțională, atunci nu prea ai șanse să crești. De aceea, cam tot ce vedem în media, de pe vremea televizorului și radioului, până în prezent, nu reprezintă de cele mai multe ori realitatea. În această, în această lume, în media se creează așa numita hiperrealitate, care este un cuvânt pentru ficțiune. Uh, și o să ajungem imediat și în partea asta. Procedura de uh, procedura de conținut pardon, producerea de conținut este pentru a satisface nevoile emoționale, după cum spuneam, adevărul te ajută să gândești singur. Odată ce sap, odată ce descoperi, odată ce dai la o parte gălăgia și tot ce este superficial și te duci mai adânc, cu atât vi, devii mai, te apropii mai mult de adevăr. Și apropiindu-te de mai mult de adevăr, tu îți formezi niște baze pe care, pe, la care să apelezi atunci când apare o informație, pe, când descoperi o informație nouă. De exemplu, dacă vine cineva și îmi spune că moneda X este descentralizată, eu am o grămadă de argumente pentru că am săpat suficient să înțeleg ce este descentralizarea, ce este centralizarea și așa mai departe. O să vă arăt imediat un exemplu concret. Simulancra and Simulation este o lucrare filozofică scrisă de un autor francez pe care se bazează și filmul Matrix. În această lucrare filozofică autorul vine cu astea două, aceste două concepte, simulancra și simulation. Simulancra sunt de fapt copii fără original sau reprezentări ale lucrurilor care nu mai au o legătură cu realitatea. Atunci când spun că Solana este descentralizată și tot tu crezi ca audiență, ca om care se uită la mine, chiar crezi chestia respectivă, uh, tu automat ai făcut, A intrat în, hip, în uh, am zis o simulancră, adică un concept abstract care teoretic nu are legăt nicio legătură cu realitatea, că în realitate nu este deloc descentralizată. Deși peste tot se vorbește cum, cât de descentralizată este. Și de ce se vorbește asta? Pentru că fanii acestei monede, care poate fi un exemplu, le place să audă acest lucru și dacă le place să audă acest lucru, media Revistele online sau uh, clipurile influencerilor sau influencerii, asta spun. Pentru că asta văd că le aduce like-uri și viralitate. Și atunci se creează această simulacră care nu mai are nicio legătură cu realitatea. Este o copie fără original sau reprezentări ale lucrurilor care nu mai au o legătură cu realitatea. În opinia autorului, societatea noastră a devenit o serie de simulacre unde reprezentările și semnele ale realității au, au luat locul realității în sine. Nu mai există distingere între realitate și uh, ficțiune. Când intrăm pe Instagram, pe Facebook, când intrăm pe Instagram și vedem o gagică frumoasă, de ce ai multe ori acea gagică nu este, este doar o simulacră, că în realitate nu este așa. Uh, fiecare își arată cea mai bună versiune, toată lumea merge în călătorii, când intri pe Instagram ai impresia că toată lumea e milionar, toată lumea își permite să fie doar în concedii. Deci îți creează efectiv niște așteptări, niște idei, dacă nu ești cât de cât cu picioarele pe pământ, care îți pot distruge oarecum percepția asupra vieții și pot să te facă pe tine să te simți depresiv și ce viață na ai Tu și așa mai departe, când de fapt ce se promovează a fi este doar excepția. Și excepția uh, funcționează pentru că oamenii dau like-uri, asta creează viralitate și asta pentru asta sunt motivați, incentivize uh, să producă conținut. Simularea se referă la procesul de imitare sau replicare a ceva. În contextul societății contemporane, simularea nu se referă doar la replicarea realității, ci la crearea unei hiperrealități, unde realitatea și ficțiunea sunt indistincte. Adică ei mai multe, ei mai multe simulacre le pui la oaltă și creezi o simulare care împreună crează o, o hiperrealitate. De ce hiperrealitate? Pentru că oamenii care intră de exemplu în piața de criptomonede în bull market, ei din start intră într-o hiperrealitate, intră intr într-un matrix în care ei li se spune că moneda X va ajunge la 1000 de dolari, că narativul uh, X este, va, fi, va fi viitorul, de exemplu, Web3 este viitorul. În bull marketul. celălalt 500.000 de tranzacții pe secundă sunt uh, sunt viitorul, blockchain-ul e viitorul și mai departe, se creează aceste narrative care le putem, să numi, le putem numi simulancre, care împreună legate, puse pe YouTube și incentivize oamenii, creatori de conținut, adică îi plătești. De unde vin banii? De la VCs, VC, vc plătesc proiectele cripto, proiectele cripto plătesc influencerii și astfel se creează o hiperrealitate și tu ca începător nu ai cum e aproape imposibil să, să vezi ce este ficțiune și ce este realitate. Asta este simularea. Și autorul uh, a identificat patru faze ale uh, simulancrelor. Cum, cum creezi o simulancră? În prima fază, reflectă o realitate de bază. De exemplu, vine, vine cineva, se întâmplă un eveniment și face o poză la evenimentul respectiv, un accident, de exemplu. Face o poză la accidentul respectiv, ia poza respectivă și pasul 2, Distorsionează o realitate de bază, adică ia poza, o pune într-un articol și dacă în poza, să zicem, a murit o persoană, el spune că în poza au murit 15 persoane și poate să, prin text și prin concepte literare, să zic așa, poate să distorsioneze realitatea de bază. La punctul 3, marchează absența unei realități de bază. Altcineva preia acel articol. Și scrie un alt articol care uh, poate să-l ducă în direcția în care să fie exact opusul, să să creeze o altă simulancră din simulancra inițială, uh, astfel încât să își scoată în evidență ceea ce vrea el să transmită. De exemplu, poate să spună că de fapt uh, n-a murit nimeni sau de fapt uh, s-a întâmplat un accident și se poate vedea în poze că nici nu există sânge și așa mai departe și creează o altă uh, poveste, un alt narrativ, o altă simulancră pe baza care nu mai are deloc legătură cu realitatea. Uh, și la 4 nu mai are legătură cu nicio realitate. Și pe baza acestor uh, simulancre, aceste narrative sunt preluate și, preluate și preluate și preluate și repostate și așa mai departe. Și se creează într-o perioadă de 2-3 zile o poveste care efectiv nu mai are deloc uh, nici o realitate. Și lumea ajunge să creadă acea poveste și acea poveste poate să creeze mișcări, revoluții și așa mai departe. Deci, practic, asta este și în piața de criptomonede. Este un matrix, este o hiperrealitate. Și acum vă dau un exemplu clar. Avem pe cineva care a postat un video o persoană un, uh, un creator de conținut în care spune 10 motive pentru care nu mă interesează Bitcoin, mă prefer să acumulez Ether la infinit și zero Bitcoin forever, spune persoana aceasta. Uh, și aici printre altele alte simulancre pe care ni le arată aici, care n-au legătură cu realitatea, vine cu această simulancră referitoare la la descentralizarea Bitcoin. Nu știu dacă se aude. Am dat frumos la proști, How Much Centralized is Bitcoin with Mining Pools și Google frumos mi-a zis două pooluri, două mine, două mining pools, controlează jumătate din hash rate de pe Bitcoin, hmm, parcă nu mai sunt atât de descentralizat Bitcoin. Ați văzut cum se informează, de exemplu, un influencer ca să creeze conținut? Doar scrie pe Google și primul rezultat care nici măcar, în care nici măcar nu a dat click pe pe articol să vadă de cine este scris, în ce dată a fost scris și așa mai departe, de fapt scrie 7 februarie 2023, uh, și preia această, această simulancră și o dă mai departe a audienței lui, și audiența lui interpretează cu totul și cu totul altceva, pune fiecare de la fiecare, eu preiau alt ca alt influencer, altă, <laughs> altă informație și crez alt conținut și așa mai departe, creem împreună toți o hiper realitate. Uh, ce este interesant este că el ce spune aici este complet fals, pentru că e extrem de suprafață de ceea ce spune el. În mod normal, uh, decentralizarea minerilor au mai, multe, mai mulți factori, nu doar pulurile. Și pe acest articol unde uh, is Bitcoin Mining Centralized, uh, poți să, să vezi despre ce este vorba. Trebuie să te gândești la mineritul de Bitcoin, să dai mai mult zoom, adică să, să vezi care e adevărul. Pentru că mineritul de Bitcoin presupune oameni reali care produc asicuri, produc hardware și oameni reali care produc energie uh, curent electric. Și acel curent electric este produs de niște companii care au oameni, niște oameni angajați. Și atunci sunt mai mulți factori care reprezintă, care pot scoate în evidență această, această, această centralizare a mineritului. Pentru că, de exemplu, dacă eu sunt un stat care pot da uh, subvenții minerilor, eu pot aduce în țara mea pf, o grămadă de mineri să minerească, la fiecare bitcoin minerit eu le mai dau uh, un cum bitcoin și atunci eu pot deveni automat ca și țară, pot, atrage toate, toți minerii. Acești mineri care vin la mine în țară pot în același timp să reglementez sau să-i oblig să fie în 100 de puluri și ei să zicem că vin la mine în țară, nu știu, 8 cei mai mari mineri din lume, care, sunt, care depășesc 50% în, în, în hash power, în puterea de minerit, puterea computațională. Și ăștia fac 100 de puluri deci acești 8 uh, mineri și pot face 100 de puluri Iar uh, această persoană poate să caute după aceea how much centralized, centralized is Bitcoin with mining pools și să vadă no, is not centralized because there are there are 100 pools of uh, mining. Adică trebuie să e, înțelegeți cred că unde vreau să, să ajung. Asta cu pulurile este ceva de suprafață, este ceva că sunt două mini impuls care controlează jumate din aia nu, nu, asta este, nu asta este fundamentul. Fundamentul este cine produce energia electrică, cât de ieftină este, dacă există reglementări care să încurajeze mineritul de Bitcoin. Astea duc la centralizarea mineritului de Bitcoin. Cât de ieftine sunt echipamentele de, 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 de minerit Bitcoin și așa mai departe. Dacă energia, de, energia, de exemplu, se găsește într-un loc în Africa, care este extrem de ieftină energia, s-ar putea ca mulți mineri să, 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 să uh, migreze acolo și să minerească Bitcoin de acolo în 15.000 de puluri dacă vreau, vor. Nu trebuie să fie uh, două puluri. Asta cu pulul este cel mai de suprafață. În realitate, când minerești Bitcoin, tu ca să schimbi pulul, ai nevoie doar să schimbi un parametru într-un formular. Atât. Intri, pui un, cum pui link-ul, iau copy-paste la link-ul ăsta și îl pun în alt tab, exact să așa schimbi pulul. Uh, faptul că sunt două, două puluri nu e deloc... Asta nu înseamnă că este mineritul de Bitcoin centralizat. Contează, după cum spuneam, mai mulți factori. Inclusiv unul pe care l-am uitat, poziționarea geografică. De unde mineresc acești mine mineri? Unde este cea mai ieftină energie? Așa trebuie să te uiți. Pe lângă asta, el vrea să ne scoată în evidență că, de fapt, Bitcoin este centralizat și logic să ia doar de mineri. În realitate, Bitcoin este decentralizarea de centralizarea Bitcoin este dată de mai mulți factori. Avem programatori, avem noduri, cred că probabil nici nu știe ce e la un nod Bitcoin sau care e diferența între un nod și un miner. Și avem minerii. Bitcoin, tu dacă, de exemplu, ca miner, eu am un nod care rulez non-stop. Tu dacă, de exemplu, ca miner, adaugi o tranzacție cu care, de care eu nu, care nu respect regulile, nodul meu sau eu, eu nu o accept. Adică tu poți, în realitate, să fie, nu știu, să fie peste jumate din puterea de computațională să să creeze un bloc. Poate fraierești pentru un bloc partea asta de a face, să zicem, double spending sau alte lucruri de genul acesta. Dar nodul meu nu o să-ți accepte acea tranzacție și nodul meu o să voteze ca tu să nu primești cei 6,25 Bitcoin. În realitate, descentralizarea bitcoin este dată de user, respectiv de cei care rulează nodurile Uh, pentru că minerii sunt, cum există democrația împărțită în trei mari puteri, executiv, legislativ și judecătoresc, la fel și minerii sunt împărțiți în, pardon, la fel și uh, țara Bitcoin, dacă Bitcoin ar fi o țară, e împărțită tot în trei mari puteri. Legislativ sunt cei care judecătoresc sunt nodurile, legislativ sunt cei care fac uh, legile, adică programatorii și executiv sunt uh, minerii. Deci avem minerii executiv, legislativ programatorii și uh, judecătoresc, pardon, uh, nodurile. Deci, practic, eu, nodul meu poate să decidă dacă dacă uh, programatorii au făcut un update care respectă regulile de exemplu, o regulă poate fi ca să nu existe mai mult de 21 de milioane de bitcoin. Nodul meu nu fac, nu să facă update, eu nu o să fac update. Respectiv, eu, nu nodul meu, că nodul meu este, o, este doar niște bucăți de, de fiare și de, de pus la un loc sub formă de hardware. Eu nu o să fac update la nodul meu dacă nu respectă regulile de bază. Și ca mine sunt zeci de mii, sute de mii de oameni care rulează noduri. Și atunci eu, ca și putere judecătorească, pot să decid. Dacă minerii își fac treaba bine sau dacă programatorii pun dezvoltă spre interesul meu și pot să nu validez tranzacții și pot să nu fac update la uh, noua versiune de uh, să zic software a Bitcoinului. Și atunci descentralizarea se împarte, se se desparte în trei mari puteri. În realitate e mai, mai un pic mai uh, detaliată această discuție pe care o să o am, o am în programul primul Bitcoin de care, pe care o să vorbesc imediat, dar ați înțeles, ați înțeles ideea. Această, acest creator de conținut a luat o simulacra și ne a prezentat-o nouă ca și cum ar fi adevărul, când de fapt în realitate ai foarte mult de săpat. În mod normal trebuie să te duci, frate, să te întâlnești cu mineria, să te duci cu oamenii care produc energie electrică pentru mineri, să te duci să vezi cum, cum, cum am fost eu la Bitcoin Praga și am vorbit cu oamenii respectivi și așa mai departe. Așa vezi adevărul. În, așa îți dai seama aceste Bitcoin, cât de descentralizat este și așa mai departe. Nu pur și simplu. A ziceți voi că e centralizat, descentralizat, de fapt e, necentralizat e centralizat pentru că sunt două, două mining pools. Cam atât, de fapt nu e cam atât, vreau să vă mai zic încă o ceva, dar mă bucur că să rămas cu mine până, la, până acum. Dacă rămâi rămas cu mine până acum și vrei să acumulezi un, cel puțin un bitcoin, o să pun mai jos un link, aplică mai jos pentru o consultanță de gratuită de 45 de minute în care să facem un plan pentru a te ajuta să economisești, economisești cel puțin un bitcoin. În privat, adică pe Zoom, vei afla informații pe care nu le pot spune public. La fel, eu trebuie să fac parte din Matrix. Nu pot să vin să spun cu adevărat ceea ce cred, pentru că nu te mai uiți la mine. Sau tu probabil dacă vrei să te uiți la mine, alții nu se mai uită la mine și algoritmul face, va face ca clipul să nu mai apară în feed tău. Așa că dacă îți dorești să uh, discuți, o să ai ocazia inedită să discuți cu mine pe, pe uh, Zoom 45 de minute. Uh, această ofertă este, este limitată la aproximativ o persoană pe zi, uh, timpul e mai rar ca Bitcoin. Vreau să știi că în acea discuție, primele 20 de minute vreau să aflu cât mai multe despre tine, să înțeleg Ceea ce care sunt obiectivele tale, ce vrei să faci, ce știi despre Bitcoin și în celelalte 20 minute să răspund punctual la fiecare întrebare, iar în ultimele 5 minute vreau să văd dacă te califici să faci parte din programul primul Bitcoin, care presupune uh, un program prin care tu să treci prin toate etapele să înțelegi bine despre ce este vorba în Bitcoin, astfel încât să nu mai fii uh, la cheremul acestor narrative și să poți să acumulezi mult mai sigur, pe termen lung, să intri într-o comunitate în care ne ajutăm, în care intrăm și ne răspundem unul, unii celorlalți, ne întâlnim pe Zoom. E un curs foarte vast, foarte, foarte vast. De la bani, la... O să facem și partea de hardware, cum uh, lansez un nod și așa mai departe. Uh, în momentul de față sunt doar la 50% din, din, acest, din acest program. Lucrez în fiecare zi Uh, cred că mai durează încă vreo șase luni până îl termin, așa că dacă intri putem să avem această discuție, tu la final o să rămâi cu informații, cu niște uh, probabil idei care te pot ajuta să-ți să, -ți, să -ți clarifici mai bine anumite uh, lucruri pe care, de care nu ești sigur, iar uh, dacă te califici, putem merge mai departe în programul Primul Bitcoin. Îți mulțumesc foarte mult că m-ai urmărit, ne vedem la următorul video. Mai bine!